34. Piatra din Sogdiana și piatra lui Coriene. Cu toate acestea în munți se mai găseau câteva fortărețe în care se retrăseseră unii din băștinașii ce se opuseseră lui Alexandru. Prima din aceste fortărețe era așa zisa piatra din Sogdiana, unde Bactrianul Oxiartes își trimisese familia împreună cu mai mulți nobili sogdieni, partizani de-ai săi. Ajuns în fața fortăreței, Alexandru înțelese că aceasta va fi greu de cucerit și că proviziile pe care le aveau la îndemână cei din cetate erau îndestulătoare pentru un timp foarte îndelungat. Cu toate acestea, regele macedonean nu se lăsă bătut, deși sogdienii din fortăreață îl batjocoreau, spunând că numai cu ostași ce ar avea aripi ar putea să le cucerească cetatea. Alexandru alese dintre ostașii săi câteva sute de macedoneni ce erau obișnuiți să se cațere pe stânci și, făgăduindu-le mari recompense, le dădu îndrumările necesare pentru escaladare. Cu ajutorul funiilor de in și a țintelor, aceștia, datorită curajului și spiritului lor de sacrificiu, reușiră să se urce în timpul nopții pe versantul cel mai abrupt al stâncii pe care se afla cetatea și care, din acest motiv, nici nu era supravegheat de sogdieni. Vreo 30 dintre macedoneni își găsiră moartea în timpul ascensiunii, dar ceilalți ajunseră în zori pe vârful muntelui, de unde, cu ajutorul unor drapele, anunțară pe Alexandru de reușita încercării. Acesta puse pe crainici să strige dușmanilor că a făcut rost de soldați cu aripi, care acum îi amenință să le ia cu asalt cetatea. Speriați sogdienii, care credeau că numărul ostașilor ce se cățărară era mult mai mare, se predară cu toții regelui macedonean. Printre aceștia se afla și fata lui Oxiartes, pe nume Roxana, de a cărei frumusețe Alexandru fu de îndată cucerit. Curând avea să-i devină soție, iar Oxiartes colaborator apropiat. De aici Alexandru se îndreptă spre altă fortăreață, piatra lui Coriene, așezată în ținutul muntos al fluviului Oxos, între Sogdiana și Bactriana. Asemenea fortăreței precedente, și aceasta se găsea așezată în vârful unui munte abrupt, ce se ridica semeți dintr-o prăpastie adâncă. Pentru a putea coborâ armata în prăpastie, Alexandru porunci să se taie de pe versanți toți brazii din care să se facă scări. După zile și nopți de muncă grea, macedonenii reușiră să ajungă în fundul prăpastiei, unde începură să construiască de îndată platforme înalte de pe care să se poată ataca fortăreața. La început, cei din cetate luară în derâdere strădaniile macedonenilor, dar când aceștia porniră să arunce cu mașinile de catapultat sulițe și pietre, panica intră în apărători. Aceasta creștea pe măsura în care cei din fortăreață își dădeau seama că sulițele lor nu puteau vătăma pe macedonenii ce se apărau cu niște platoșe mari, foarte rezistente la lovituri. Speriat de întorsătura pe care o luaseră lucrurile, Coriene ceru printr-un crainic lui Alexandru să-l trimită la el pe Oxiartes, cu care să trateze. Ajungând sus, acesta din urmă îl convinse pe Coriene să se predea, încredințându-l că orice rezistență este inutilă. Ceea ce Coriene și făcu, iar Alexandru îi lăsă mai departe și cetatea și ținutul înconjurător în stăpânire. După toate probabilitățile, în aceste părți a avut loc și căsătoria lui Alexandru cu frumoasa Roxana. A fost pe de o parte rodul unor sincere sentimente personale, iar pe de alta expresia unor convingeri politice strâns legate de necesitatea de a întemeia un stat întins și puternic. El, Alexandru, susținea cu tărie, ne încredințează Curtius Rufus, că dacă perșii s-ar uni cu macedonenii prin căsătorii, imperiul său s-ar consolida și numai așa ar dispare pe de o parte rușinea învinșilor și pe de alta orgoliul învingătorilor. Ea anunța de data aceasta într-un mod ostentativ intenția marelui general de a pune în fapt bazele unei monarhii orientale care să domine și să împace deopotrivă toate popoarele cucerite sau care pe viitor vor urma să fie cucerite.